Șarapova de România revine după accidentarea horror. A leșinat de 4 ori după operație. Jacqueline Cristian merge la US Open. Jacqueline Cristian s-a accidentat rău în februarie și a fost nevoită să se opereze. 4 ore jumate cât a durat operația, am fost trează. Imediat după operație am leșinat de 4 ori în primele 5 zile. Jacqueline Cristian e cunoscută ca Șarapova de România. Mie mi-a plăcut foarte mult Maria Șarapova. Teoretic am început tenisul datorită ei. Ce-ți dorești mai mult, să fii numărul 1 mondial sau să câștigi un turneu de Grand Slam? Să câștig un turneu de Grand Slam. Pe care atunci? Australian Open. Jacqueline s-a antrenat de mică în Statele Unite. Ea a făcut naveta între București și Miami. Cât de greu e de fapt să faci tenis în România? Este foarte greu. Dacă nu vii dintr-o familie potentă financiar, este foarte greu. Ai făcut vreodată vreun calcul cu părinții câți bani au investit în tine? Nu, dar treci de milion.